Noi reacții în scandalul legat de raportul MCV. După ce PSD a anunțat că vrea să conteste recomandările de la Bruxelles, Comisarul European pentru Politică Regională ia atitudine. Corina Crețu a afirmat că aleșii se joacă cu viitorul României dacă nu țin cont de sugestiile Comisiei Europene. Aș vrea ca partidele politice din România să privească cu înțelepciune și să nu pună în cheie complotistă, ca să spun așa, a faptului că cineva ne vrea rău. Eu cred că România trebuie să învețe din aceste lecții. Nu cred că cineva își dorește răul României, cel puțin noi la Comisia Europeană nu dorim altceva pentru orice stat membru decât reușite, pentru că reușita a fiecărei țări nu este reușita a Europei în general. Corina Crețu a respins în termeni categorici o posibilă ieșire a țării noastre din Uniunea Europeană. Nu cred că își dorește cineva acest lucru și îmi pare rău că a venit, nu știu, din neant, această posibilitate ca România să iasă vreodată din Uniunea Europeană. Ar fi o catastrofă națională și vom fi cu toții responsabili pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. România trebuie să continue drumul său european. Nu trebuie să ne jucăm cu viitorul nostru. Este surprinzător că o țară care a cunoscut atâtea beneficii din partea Uniunii Europene să dea cu piciorul tuturor acestor oportunități, a declarat Comisarul European pentru Politică Regională. România a fost pusă ieri la zid de Comisia Europeană, care a publicat cel mai dur raport MCV de până acum. Comisia cere României să oprească modificarea codurilor penale, să suspende noile legi ale justiției și să înceteze procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr.